Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Custom Subs. Avem aici o mapă destul de șmecheră și sperăm să fie așa. Și hai să vedem cine a pregătit tipul ăsta. În primul și primul rând aici avem ceva cu bun venit Max. Ok, foarte interesant. Și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade din seria asta. Să strângem, frate, like-uri fără număr. Părul meu stă destul de nasol pentru că e dimineață și nu contează. Game of 0, keep inventory true cu I mare, cică. Difficulty 0, spuneți cu toți ura să înceapă aventura. Ok, cred că ăsta e startul, deci nu o să apăs. Reguli. Fără game mode 1 decât dacă dai rage, ai voie să spargi doar lâna roșie în loc, doar lâna roșie, în rest doar când îți pun. Punctele tale sunt emeraldele, have fun. Scuze, am avut o problemă că nu merge, te dă lângă clădire și va trebui să-ți dai tu spawn point la fiecare rundă. Vreau 4999 plus like-uri, știu că nu e regulă, e o dorință, bun. Nothing, poveste, povestea e că fiecare nivel are povestea lui, ok, interesant. Chestii de pinguin, blugi, tricou, șapcă, what? Katana, arc magic, o săgeată simplă, what the fuck? Bascheți, de unde aveți atâta imaginație, nu înțeleg. Ok, info. Să călcăm pe toate pressure plate-urile. Bun venit Max, bun venit Max, bun venit Max și spawn point. Deci aș călca pe toate, nu înțeleg. La începutul nivelurilor pot activați diferite comenzi, ok. Info. Bună, sunt Dragoș, am 14 ani și sunt din Buzău. M-am gândit să fac o mapă și asta am făcut. Sper să-ți placă, m-am chinuit ceva la ea. Mult noroc, canalul meu de YouTube, Gamerul Drago, vă rog să vă abonați, nu am niciun abonat, scuze de promovare. Dacă vreți să vă abonați, vă puteți abona și hai să începem nebunia. Parcurs easy. Aici avem un parcurs care până și eu am reușit să-l fac. Îți sugerez să dai jos armura, mult succes. Ok, dăm jos armura de pinguin pentru parcursul ăsta și începe nebunia. Weather clear, nu toggle downfall, ok, și poveste. Parcursul sfârșitului e un parcurs foarte ușor, însă e plin de capcane, nu are capcane, dar așa e povestea. Oh. Ok, o reușit să mă omoare this fucking easy parkour. Ok. E posibil, hai mă frate, că nu e posibil, glumesc. Trebuie să fie posibil, dar ok, e fucking easy. Avea dreptate tipul ăsta că e easy. Nu pare nimic greu, știi? Adică ziceam urgent de un bloc, două. Nici două măcar nu văd. Wow, wow. Deci blocurile sunt atât de apropiate puse, încât mi se întâmplă să cad din cauza că nu-mi dau seama că trebuie să sar mai puțin decât normal, știi? This is crazy. Dar oricum îmi place parcursul ăsta și vreau să vă zic de pe acum că nu o să mai accept mapele scrise prost gramatical. Bă frate, dacă vrei să-mi trimiți o mapă, trebuie să fii în stare să scrii tot ce ține de mapă corect gramatical. Deci dacă o să iau e posibil. Acum că mai uitați o cratimă, ok, Elena Roșie, am reușit să facem parcursul. Că mai uitați o cratimă e altceva, dar să scrii foarte prost gramatical și chestii nu e ok. Apasăm. Bravo, ai trecut de parcursul sfârșitului, acum ia răsplata și treci mai departe, Elena Roșie, mai departe. The Dropper, weather clear, apa e înșelătoare, ok, poveste. The Dropperul acvatic, the Dropperul înșelător, ai grijă. Ok, nu. Oh, fuck. Ok, am reușit. Ok, adică se vede, știi că e void-ul pe acolo. E logic să nu sar, bun. Hai că am reușit să-l facem destul de repede. Din a doua încercare. De fapt, din prima încercare asta. Scuze. Apasă. Ai picat în capcana de dropurile acvatic. Treci mai departe, dar nu uita răsplata în arș. Ok, mai departe. Tir cu arcul, ok, lână roșie, văd aici, văd un chest, interesant, oh, dăm emeraldul înapoi, bun, și avem aici poveste. Lanul florilor, se spune că aici toate florile au câte o personalitate, tu va trebui să te înflorești cu arcul magic, găsește-o pe cea bună care te va ajuta să treci mai departe, weather clear, păi și unde mi-e arcul, ah, am arcul meu, oh, what? Ok, scuze, am apăsat pe butonul, nice. Aici avem mai multe probe la un loc ce implică TNT run. Urmărește dunga. Ok. Povestea. Hai să vedem povestea. Templul Maiaș, un loc plin de capcane, ai grijă. Asta e TNT run, ok. Nice. Răsplată. Să apăsăm. Ai terminat TNT run-ul. Acum treci mai departe și urmărește linia, dar nu uita de răsplată. Nu uităm de răsplată. Mă întreb ce se întâmplă dacă cal. Ok, mă moară. This is not nice. You know. Preferam să cadă. Ok, cea mai easy metodă de făcut chestia asta e așa. Deci pe bune, în felul ăsta o să faceți mereu levelele de genul ăsta și nu o să aveți nici măcar o problemă. E strategie personală, deci nu-ți ziceți. Ok, nice. Apasă și puncte. E strategie personală, nu mai ziceți. Bravo, ai terminat 2 probe, mai ai una. Însă aici o regulă, nu ai voie să sari, trebuie doar să mergi și să alergi dacă e nevoie. Nu uita de puncte. Oh my god. Cum să nu sar? Ok, aici. Oh, nice. Bă, trebuia să nu sar, dar aici. This is crazy. Ok, hai să vedem dacă... Nu pot. Aș vrea să-l fac fără să sar aici, dar nu pot. Ok, o să sărim aici în ultimul jump, adică bănuiesc că nu trebuie să sar pe parcurs. Dar la final, logic, că trebuie să ieșim de acolo, nu să stăm tot episodul acolo, nu? Puncte, apasă. Bravo, ai terminat, acum treci mai departe, dar nu uita de puncte. Bun, mai departe. We're clear, poveste. Ai ajuns la cabana blestemată, cândva aici stătea un vrăjitor care a murit și a blestemat acest loc, înconjurându-l cu ziduri de lemn ce nu pot fi sparte. Însă a pus un buton ce te scoate de aici, găsește butonul pentru a fi salvat. Ok, poți să spargi lucruri, zice aici. Find the button, puncte, ale și apoi caută butonul, ok. Iar acum hai să căutăm butonul. Zice că nu e asta. Zice că pot să spar chestii. Ok, văd aici buton. Nu e asta. Băi, mă așteptam să fiu ăla pentru că pare așa foarte... Nu e asta. Ok, deja văd ceva acolo. Oh, nice. Bun. Painting, snowball, iron bars. Ce? Stai. Find the object. O să ai nevoie dacă vrei. Ok, bun. O să ai nevoie dacă vrei, poți să le lași înapoi aici. Ok, weather clear, poveste. Aici e un magazin, însă e fără bani. Tu trebuie să găsești cele 9 lucruri pentru ele de văzătorului, iar el va da schimb cheia pentru a ieși din acest magazin. Succes! Trata lucrurile văzătorului. Bun. Deci avem nevoie de painting, snowball, iron balls, azur, bluet, junglewood, podzol. Podzolul e pământul ăla, nu? Cobweb, leather și daylight sensor. Ok. Ok. Interesant. Am nevoie de ceva de aici? Torță, poate? Nu cred. Podzol? Care-i podzolul? Nu e asta, nu? Nu, asta e dirt. Bă, trebuie să fie ceva aici. Nu e nimic? E dirt simplu tot? O zis parcă că pot să sparg, nu știu, aici. În fine, dar podzolul ăla nu cred că e aici. Torță nu ne trebuie, în fine. Trebuie să găsim tot neapărat. Blue azuret măcar, te rog, dă-mi-l. Azur bluet, perfect, am găsit asta. Hai să mai căutăm. Junglewood, l-am găsit aici. Interesant, foarte interesant. Păi și cum vrei să le iau ăsta, dacă nu mi-e dat pickaxe? Trebuie iron bars, ok, o să-mi dau un pickaxe eu cu game mode. Pentru că ai uitat să-mi dai un pickaxe, în fine, nu e o problemă atât de mare. Dar, na, se mai întâmplă uneori să uiți să-mi dai chestii, deși asta îmi demonstrează că n-ai verificat mapa. Ok, nice. Stai. Folosesc astea. Nu mai știu dacă aveam nevoie. Am nevoie de frunze. Și am căutat iron bars, nu cred. Ok, uite, am găsit asta. Perfect. Podzolul e ăla. Aici e scară, leather, bănuiesc că avem nevoie, că n-au pus-o degeaba acolo. Sau, nu știu, nu mai știu. Aici avem blue, snowball. Adică bulgări de zăpadă, interesant. Îmi place mapa, e interesantă. Poate nu e perfectă, dar e interesant. Cobweb, ok, folosim asta, ar trebui să mi-l dea. Care sirtaș, nu? A, nu, asta. Nice, am luat cobweb-ul. Interesant. Iar aici e un daylight sensor. Really, really nice, my friend. Să număr câte obiecte am. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îmi lipsește ceva? Nu știu. Poate pe aici? Sau am fost? Am fost. Ok, hai să vedem dacă ne lipsește ceva și dacă ne lipsește să vedem ce. Bun, deci hai să vedem. Painting, n-avem painting. Pe bune. Oh. De fapt nu. Aici nu e nimic, l-au făcut ăsta degeaba. Mă mir sincer că am făcut. Stai, leather e acolo, nu? Da, e leather la final. Daylight sensor avem. Un painting, ne trebuie un tablou. Poate e pe aici undeva tablou. Unde ar putea să pună el un tablou? Sincer n-am idee unde ar putea să pună un tablou. Dar probabil acum o să mă duc prin locuri prin care am mai mers și nu e tocmai bine. Cred. Ok, nu e aici. Nu e aici. Nu, clar, au uitat. De fapt nu e clar că au uitat, dar cred eu că au uitat să pună tabloul. Cred. Hai mai ne uităm o dată și aici. Nu e. Deci am mers prin ambele locuri. Nu, clar. Sau poate pe aici. Nu, că am fost și aici. Ok, tabloul nu e aici jos. Asta e clar. Pe aici nu are unde să fie. Aici nu are să fie unde să fie. Pe aici e logic că nu e. Știi care e faza? Eu mă gândesc că au vrut să pună un tablou ceva gen aici și nu i-au reușit, pentru că altfel nu au fi făcut el nebunia asta aici în pământ degeaba. Așa că o să mergem mai departe fără să luăm tabloul. Poate l-am ratat eu, dar nu cred, pentru că vedeți voi, nu e niciun tablou pe aici. Eu cred, sunt aproape sigur că au vrut să pun aici un tablou. Nu sigur, dar așa cred, pentru că nu găsesc. Și n-ar rost să stăm 50.000 de ani să încercăm să găsim, că nu cred că o să găsim. Bun, apasă pentru a da lucrurile vânzătorului. Hai să apăsăm. Perfect, dar nu le-am dat, dar nu contează. Pune lucrurile aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și o să punem asta. Știți când ai un test la română și tu faci ceva la mișto? Oh. Am găsit painting-ul. Interesant, am găsit painting-ul. Deci s-au gândit eu la tot, mă, să pun aici painting-ul, să mă lase pe mine să caut. Interesant. După ce ai pus lucrurile în chest, perfect, mi-am luat și punctele. Vânzătorul, treci prin tablou. Păi am fost. Ok. Sau nu era așa, cred că trebuia să fac that. Ok, nu contează. E ok. Cred că trebuia să am încă un tablou pe lângă ăla, sincer, dar n-am avut, așa că hai să trecem la următorul episod. Următoarea rundă. Trivia, poveste. Un criminal ce vrea să omoare un parlamentar te-a luat ostatic și te forțează să răspunzi la niște întrebări. Dacă răspunzi greșit, omoară. Scuze pentru violență, start. Ok, avem aici, bănuiesc că... După următoarea rundă, primi puncte, ok. Întrebare. Care e întrebarea? Câți abonați ai aproximativ? Am 1900 de abonați. De pinguini mai exact. Bă. În momentul în care am făcut eu mapa, poate aveam atât. Dar acum am peste 1900, știu sigur. Și vă mulțumesc mult tuturor care v-ați abonat. Calcă 6 ori. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cred că îmi dă emeralde. Bun. Cum mă cheamă, câți ani am și de unde sunt? Dragoș, 2, 14 ani Buzău, Darius, 14 ani Bacău. Trecam Dragoș, asta am reținut. Bă, de 6 ori 4, 5, 6, ok. Apăsăm pe astea, întrebarea 3. Cui aparține melodia Da, mamă? Andra sau Delia? Glumesc, Delia. Cine nu știe asta? Ok, calcă de 6 ori 3, 4, 5, 6, bun. Mai departe. De butonul pentru mai departe, nu înțeleg. Okay. I-am și dat 64 de butoane. Ok. Shit is being... Ok, asta e mai departe, presupun. O să punem asta aici. O să luăm asta. Așa, perfect. Am trecut mai departe. Asta e următorul nivel, bănuiesc. Game mode 0. Hai să vedem ce avem aici. Bun, da, asta e următorul nivel. Din păcate au fost niște probleme pe acolo. Bun, îmi place mapa, dar păcat că sunt câteva probleme, sincer. Chiar păcat. A ajuns la ultimul nivel, mob area. Ghiși ce? Sunt numai slime-uri și magma cube-uri. Știu că te enervezi acolo și în plus se omoară foarte greu. Succes. Nu, difficulty 1. Trebuie să fac asta. Am luat de aici. Important, vorbesc serios, chiar e important, fără poveste. Vezi că trebuie să apeși întâi de 2 ori și după ce ai bătut primul mob să mai apeși încă de 2 ori. Fuck this, bro. E glumă, nu? Ok, apăsăm de 2 ori, îi batem pe toți. Hai mă să-i batem, sunt magma cube-uri și slime-uri. Ok, interesant. Interesant, interesant că se fac în 5000 de bucăți. Asta e chiar interesant. Și chiar îi place lui Max. Muriți mă toți, bă toți, bă toți. Oricum, așa episodul lung de Custom Subs n-am făcut de mult timp, deci de mult timp, frate. Și acum că tot am revenit azi în forță, ieri n-am pus niciun clip, azi spun 3 episoade. Trebuie să facem un episod așa mai lung, nu? Chiar dacă probabil o să stau ceva timp. Ok, și acum mai apăsăm de 2 ori. Din partea încă de 2 ori. Perfect. Din partea am apăsat. Oh, nice. Mai bine nu mai apăsam o dată și mă prefăceam că nu a funcționat, știi? Dar mie îmi place să fiu cinstit. Nu știu, îmi place să fiu cinstit la mapele astea. Nu mi-ar plăcea să trișez. Dar în momentul în care chiar nu am nici o altă oportunitate, e normal să mai dau game mode. Sau să, nu știu, să trec la următor nivel chiar dacă n-am găsit o chestie, știi? Adică e normal, e fucking easy. E easy, frate, să te gândești că trebuie să faci aia ca să treci la următorul nivel. Chiar dacă poate nu-i tocmai cinstit, dar na. Ce să faci? Acum totul depinde de cum face lumea mapele. Bun, perfect. Apasă. Bravo, ai terminat și mob area și sfârșit. Zici că sunt rai. Întrebări, mai vrei mape? Ce notă dai mapei? Bă, o să dau nota 9. Nu pentru că nu ar fi o mapă bună. Nota 9 e o notă super bună. Însă i-aș fi dat mai mult dacă ar fi fost făcută corect, gen din punct de vedere gramatical și toate nebuniile. Și n-ar fi fost mici buguri. Așa îi dau doar nota 9. Și dacă vrei să-mi faci una pe da, dar vezi să nu mai faci greșeli data viitoare. Finalmente, ai terminat mapa mea. Mersi că mi-ai jucat, e prima mea mapă. Ok, se scuză atunci dacă e prima. Sper că ți-a plăcut. Bă, mi-a plăcut. Niște exclamații. Pune mai des Minecraft cu Alice. Ok, am pus azi episod nou, deci nu trebuie să te panichezi. Fă mai des live-uri. Ok, o să fac. Salut YouTube, pa YouTube. Ok, și acum o să cădem din rai. Eu am fost Max, fraților, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!